Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Viața la zi. Mă bucur să vă găsesc sănătoși în casele dumneavoastră și de această dată, pentru că, iată, emisiunea Viața la zi continuă periplul în județul Buzău. Stimați telespectatori, așa cum spuneam și în emisiunea trecută, transmisă de aici din județul Buzău, sunt câteva localități care, datorită unor conjuncturi nefavorabile, nu au intrat pe ordinea de zi acum un an și jumătate, când noi am realizat reportaje ample pe județul Buzău, pentru că ori nu am găsit înțelegere la primarii în funcție, ori eu știu poate că condițiile meteorologice nu ne-au permis să realizăm reportaje. Iată că a venit rândul și localității din județul Buzău, Ziduri, o localitate cu în jur de 4500 de locuitori, iată mulți, așa, o localitate care are în jur de 8100 de hectare, numai extravilan, o localitate care ai cărei locuitori se ocupă cu agricultura, legumicultura și poate ceva meșteșuguri vom afla, pentru că alături de mine este noul primar, ales în 2014, Nedelcu Nicolae. Nedelcu Nicolae, iată, primar din 2014. Da. Bine v-am găsit! Bine ați venit primar. La noi! Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne văd! Domnule primar, mare lucru nu știm despre Ziduri. Este o comunitate foarte aproape de Râmnicu Sărat, da. O localitate unde ajungi, de fapt în sud-estul județului Buzău, unde ajungi de la E85 pe un drum care este mărginit de foarte mulți plopi. Zic da, bine? Da. Frumoasă intrare aveți. Drum județean 203. Așa. Da. Mai rău este că n-aveți un indicator undeva acolo cum intri din drumul județean spre Ziduri, dar nu este problema dumneavoastră, asta este a drumurilor naționale. Nu știu dacă ați observat, intrarea în Ziduri e bine definită cu plăcuță cu aici, la Ziduri, dumneavoastră, da. Și la intersecție, acolo spre, de la din drumul județean, da. Da. Și în deci intersecție am reușit și pe, spre celelalte sate să facem o aveți în vedere și pe aceea. Indicatoare. Haideți să trecem, nu știm nimic despre Ziduri. Haideți să vedem. Din punct de vedere geografic, deci în sud-estul Buzăului. Despre Ziduri aș putea să vă spun eu că e o comună mare, e compusă din 6 sate. Așa. 6 sate, distanța de la primul sat până la cel mai îndepărtat ar fi undeva de 12 km. Avem o rețea de drumuri amplă, cu drumuri comunale care pleacă din drumul județean 203 și drumuri sătești care sunt aproximativ 55 de km. Suntem undeva la aproximativ 13 km de Râmnicu Sărat. Legătura este bună. Vreau să vă spun că în cele 6 sate, marea majoritate a oamenilor sunt prinși, după cum știți, în agricultură. Da. Avem și vorbim aici aproximativ 6 asociații agricole mari. Vorbim de la 500 până la aproximativ 2500 de hectare lucrează fiecare. 6 asociații mari reprezentative pentru fiecare sat. Majoritatea oamenilor sunt prinși în asociațiile agricole cu deprindere de zi cu zi. Pentru telespectatorii noștri, domnule Nedelcu, să facem o remarcă, pentru că iată dumneavoastră veniți la conducerea acestei localități din 2014, 25 mai, datorită unei întâmplări mai puțin fericite, și anume primarul Tesloveanu, la care era la al treilea mandat, a decedat în urma unei suferințe, așa, iar locul a devenit vacant și așa se explică că dumneavoastră, iată, aveți un mandat scurt, da, în această legislatură. Bun, domnule primar, din ce m-am informat eu, rezultă că localitatea Ziduri, da, a rămas mult, are un decalaj mare față de dezvoltarea altor localități. Aici lucrurile au stagnat. Cum stau de fapt? Sunteți, iată, aveți ocazia să ne spuneți. De ce a rămas localitatea atât de în urmă?
N-aveți utilități. Să începem cu asta. În primul rând, utilitățile, vreau să vă spun că în Comuna Ziduri încă nu avem rețea de apă și canalizare. Avem, am încercat, eu de fapt sunt în primărie de aproximativ 8 ani. În primele două mandate ale domnului primar Tezloveanu am fost viceprimar. Cum a spus și dumneavoastră, după întâmplarea asta nefericită, am avut o perioadă grea de interimat de aproximativ 9 luni, în care am gestionat singur situația din primărie, după care, așa cum a spus, în 25 mai, în urma alegerilor, am devenit primar. În acești 8 ani am încercat în nenumărate rânduri să accesăm anumite fonduri europene. Am acolo în biblioraft destule dosare cu proiecte pentru drumuri. Știți foarte bine ce s-a întâmplat cu proiectele europene în anii trecuți. Așa. Și s-a vehiculat prin presă foarte greu. Noi ca și primari am ajuns să accesăm. Deoarece regulile erau foarte neclare, firmele de consultanță nu ne-au făcut proiecte ca lumea. Și la nivel de guvern n-am fost ajutați. Ați văzut că tot timpul primarii spuneau că nu sunt în stare să acceseze fonduri europene. Legislația e foarte grea. Vedeți că și acum sesiunile sunt închise pe fonduri europene. Așteptăm, avem și noi câteva proiecte la Ziduri pe care vrem să le implementăm. Am spus, ca și utilități nu avem, dar la momentul ăsta avem un proiect pentru apă, la care s-a ținut licitația, s-a adjudecat de o societate, s-a făcut proiectarea tehnică, suntem în starea de autorizare. Dacă Ministerul Dezvoltării o să grăbească modalitatea de semnare pentru finanțare, o să începem lucrarea probabil în scurt timp. Și după care încercăm să completăm cu o canalizare, fiindcă ar fi păcat să stricăm ca și infrastructură. Încă m-ați întrebat, nu suntem chiar în urmă, chiar dacă avem 6 sate componente. Vreau să vă spun că de când suntem în primărie împreună cu domnul primar Tezloveanu, în fiecare an din fonduri proprii am făcut câte un proiect de asfaltare. În acest proiect vreau să vă spun că fiecare sat component a beneficiat de o străduță, uliță, cum le spunem noi, asfaltată. În așa fel încât aș putea să vă spun că în localitatea de reședință a Comunei Ziduri sunt cel puțin 4 străzi asfaltate importante. Ar mai fi 3. Anul ăsta am deja un proiect în derulare și vreau să anunț locuitorii că în scurt timp o să avem încă o stradă asfaltată. În celelalte sate la fel, cel puțin 20-30, în unele 50% sunt asfaltate. Așa, ca și străzi. Nu Nedelcu. Da. Deci 25 de ani infrastructura stradală este la stadiu de piatră? Vorbesc? Nu. Bine? Nu la stadiu de piatră. Deci avem la stadiu de balast piatră și asfalt. Ceva asfalt. Undeva ne apropiem de 50%. Așa. Dar n-avem apă, n-avem canalizare. Nu, da. Vă cert că n-aveți, da. Pentru că este o situație în toată țara, sunt localități mai mari care nu au canalizare, da. Gaze nu, nu se pune problema. Nu. Așa. Bun. Dar în perioada asta, cam ce s-a făcut? Un parc, atât s-a făcut aici, un parc. În perioada, de la ce perioadă vă referiți? Perioada, perioada de 8 asta ani, care vorbim în urmă. Haideți să vă spun cam ce obiective am făcut și de care deci suntem mulțumiți. Deci în urmă, până în 2014, ce s-a făcut? Până în 2014, v-am spus că în fiecare an, am în Comuna Ziduri, da? S-a făcut câte o și stradă. Și un parc, să spunem. Un parc. Avem 2 cămine culturale care au fost reabilitate fiindcă erau nefuncționale. Unul în satul Zoița și unul în satul Ziduri, care a fost reabilitat chiar acum un an în perioada așa de interimat. Vreau să mă spun că mai avem un cămin cultural pe care sunt ambițios și vreau anul acesta să-l repun în circuitul cultural. Am deja un proiect. De asemenea, fondurile sunt asigurate prin bugetul local. Am conceput bugetul în așa fel încât să-l pot reabilita, da. Și anul acesta o să avem și căminul din satul Lanurile reabilitat complet. Ca și vreau să vă spun că în satul Lanurile, acolo lângă căminul cultural, în clădirea căminului a funcționat și grădinița. Acum grădinița a mers la școală, fiindcă au spații destule și le-am modernizat. Acolo încercăm să înființăm și un punct sanitar, fiindcă avem spațiu destul, da. Și pentru așa ceva.
Telespectatori, iată, ne aflăm în punctul din comuna Ziduri, și anume Căminul Cultural, un cămin cultural reabilitat după puterile administrației publice, după puterile locuitorilor de aici din Ziduri. Ce activități se desfășoară aici, domnule primar? După ce am reușit să reabilităm Căminul Cultural, vreau să vă spun că toate serbările școlare sunt făcute în Căminul Cultural care îl avem în față. De asemenea, oamenii au început să solicite Căminul Cultural cu diferite evenimente. Mă refer la anunți, botezuri, eu știu, și alte evenimente din viața. Și botezuri. Este încăpător. Cât de cât. Așa. Da. Sigur că noi trebuie să remarcăm în deplasarea noastră faptul că cetățenii, cu toate că iată suntem la 30 aprilie când noi filmăm aici, n-au catadixit să iese în fața porților să-și facă curățenie, domnule primar. Ce muncă de lămurire duceți? În primul rând vreau să vă spun că dacă o să ajungem în zona unde locuiesc, exemplu propriu, mi-am făcut curățenie în față și urmează ca împreună cu consilierii locali și viceprimarul să trecem prin fața curților oamenilor, să purtăm o discuție, să facem curățenie și să... Din proprie inițiativă ei n-o fac? Sunt și oameni care fac curățenie din proprie inițiativă. Bun. Aveți o societate care colectează gunoiul? Da, avem un contract cu o societate care colectează gunoiul. Chiar mâine, pe întâi, o să vină să colecteze din satele Ziduri și Helia de Rădulescu și joia viitoare din celelalte patru sate. Nu știu dacă pot să spun numele, avem un contract cu o societate de... Așa, spuneți că nu ne bate. Rar ecologic. Așa, da. Bun. Domnule primar, atunci când dumneavoastră aveți lucrări de executat, prin ce mijloace le faceți cunoscute, să zicem? Mă gândesc că, iată, ar fi o licitație. În primul rând am făcut discuții cu cetățenii. Plecând de la discuțiile cu consilierii din Consiliul Local, eu am o obișnuință, în primul rând discut cu consilierii proprii, fiindcă știți că sunt funcții politice, necesitatea anumitor lucrări în fiecare sat, stabilim de comun acord, după care prin dânsii, prin discuțiile cu oamenii, le transmitem ceea deci ce vrem să facem. Deci aveți contactul cu cetățeanul și în privința... Sigur. A ceea ce le-ar trebui pe teritoriul. Sigur că da. În funcție și de fondurile pe care le avem, fiindcă am avea nevoie de mult mai multe lucruri în comuna Ziduri. Nu numai și Căminul Cultural, de exemplu, l-am reabilitat din fonduri proprii, din fonduri din bugetul local, ar mai fi nevoie și de niște dotări ca să devină într-adevăr funcțional și atunci o să ne gândim în următoarea perioadă, fiindcă, după cum spuneam mai devreme, și mai avem un cămin de reabilitat ca să putem să le avem pe toate trei. Stimați telespectatori, am ajuns la școala gimnazială din Ziduri. Alături de mine este doamna directoare. Bună ziua, mă bucur să vă cunosc sau bine ați venit la noi. Mulțumim în frumos. Unitate. Sper că v-a plăcut așa comuna și de asemenea sperăm că o să vă placă și școala. Așa, haideți să ne dați câteva amănunte, doamna directoare. În primul rând, numele dumneavoastră. Mă numesc Stoinoiu Cerasela, sunt profesor de istorie, director al școlii gimnaziale Ziduri din anul 2011, iar în comună, ca și cadru didactic, am venit acum 14 ani. Bun, deci nu sunteți fiică a comunei. Nu sunt fiică a comunei, dar cred că cât de curând, având în vedere vârsta pe care o am, mai mult de jumătate din viață, practic, mi-am petrecut-o aici alături de copiii comunei Ziduri și de concetățenii din local. Am înțeles. Sunteți o profesoară, iată, foarte tânără și din acest punct de vedere am să vă întreb. Ca și tânăr, vă place să locuiți în această comună? Și după aia revenim la treburile școlii.
Da, pot să spun că... Și motivați de ce? Pot să spun că îmi place să locuiesc în comună, în primul și în primul rând pentru că oamenii, să știți că sunt foarte primitori. De acum 14 ani, de când am venit aici, am simțit așa o căldură, o apropiere. Nu fac diferențe între faptul că ești fiul al comunei sau vii din afară. Te privesc așa cu blândețe, te iau la fel cum ești și dacă le dovedești că îi respecti, atunci capeți încrederea lor, încrederea comunității și ai și susținerea oamenilor. Da, vă mulțumesc, ne-ați dat informații foarte clare despre caracterul oamenilor de aici, din comuna Ziduri, județul Buzău. Bun, să revenim la școala noastră. Cine învață aici? Ce vârste de copii? Câți? Și nu în ultimul rând să ne spuneți despre cât de mult s-a investit în școală și dacă este suficient. Dacă ar fi să o luăm așa, să zicem, cronologic, din punct de vedere al investițiilor, acestea au început la școala gimnazială Ziduri încă din anul 2010. S-au finalizat lucrările, au mers foarte bine, proiectul s-a făcut prin Banca Mondială, s-au finalizat în anul 2012, când am făcut recepția finală și investiția a fost atât de parte a Băncii Mondiale, cât și a Guvernului. A fost reabilitat totul, practic de la zero, iar clădirea școlii a mai suportat și câteva construcții noi. Am mai avut două săli de clasă, grupul sanitar, centrala termică, lucruri care nu existau. Înainte școala n-avea decât 6 săli, dar mai micuțe de clasă. A fost recompartimentată, dotată cu mobilier, materiale didactice. Deci, practic, în 2012, când am început să funcționăm în noul local, copiii au beneficiat de tot ceea ce înseamnă condiții igienico-sanitare corespunzătoare la standarde înalte până la mobilier și materiale didactice. Acum, dacă ar fi să discutăm așa pe ansamblu în comuna Ziduri, unitatea de aici în care ne aflăm astăzi este unitatea cu personalitate juridică sau școala de centru, cum o mai numim noi, iar celelalte unități mai micuțe sunt împărțite în cele 6 sate ale comunei și în total cu cea de centru suntem 11 unități. Avem 5 unități de învățământ preșcolar, grădinițe. Avem 4 unități care sunt doar școli de învățământ primar și 2 unități și cu învățământ gimnazial. Școala de centru și în satul Zoița încă o școală gimnazială. În total, la începutul anului școlar 2014-2015 erau înscriși 447 de elevi și preșcolari și elevi. Între timp am mai avut și transfere, au mai și venit, au mai și plecat copii, dar nu foarte mult, migrația cam în jurul acestei cifre. Abandonul școlar, vă confruntați cu el? Avem câteva cazuri sporadice de abandon, dar încercăm prin proiectele pe care le implementăm în școală să susținem acești copii, să îi aducem înapoi la școală. Chiar de luna aceasta suntem într-un proiect numit Școală după școală, în care dorim ca copiii care sunt în acest risc de abandon școlar datorită faptului că au părinții plecați și ei au fost lăsați ori în grija bunicilor, ori a rudelor, sau copiii care provin din familii fără venituri materiale și nu au o bază materială și o susținere din partea părinților, să-i aducem către școală și le oferim condițiile aici în școală. Considerați, doamna directoare, că Consiliul Local, primarul, s-a implicat suficient, eu știu, atât prin aportul de fonduri, cât și, eu știu,
moral, că până la urmă așa personal, în nevoile școlii de aici din comună? Personal pot spune și cred că și cadrele și părinții, chiar și comunitatea pot să întărească ceea ce vă spun eu astăzi, că din partea autorităților am avut sprijin de fiecare dată. Atât cât au putut și dânsii și au avut fonduri alocate și de la guvern și din surse proprii, ne-au sprijinit ca în permanență să îmbunătățim baza materială a școlii și infrastructura școlară. Dar mai sunt, școlară. Mai sunt de făcut. Dar într-adevăr, mai avem și unități în care urmează să investim. Și noi și autoritățile locale, pentru că doar împreună putem să facem lucrurile acestea. Mai avem o unitate în satul Lanurile și una în satul Heliade Rădulescu. Deja am început. În toamnă am demarat la școala Lanurile, condițiile sunt vizibile, s-au mai schimbat, termopane, parchet. Deci mai sunt încă da, lucruri dar de încă făcut. Continuăm încet, pas cu pas. Eu cred că vom realiza acest lucru. Avem sprijinul primăriei și din punctul acesta de vedere și Consiliul Local în fiecare an a sprijinit și cadrele didactice, pentru că, să știți, majoritatea sunt cadre didactice navetiste, iar la noi în comună, v-am spus că sunt de 14 ani aici, n-am fost niciodată în situația în care să nu ni se deconteze naveta, că știți că au fost cazuri în care nu aveau cu ce să vină. Vești bune, stimați telespectatori, ne dă doamna directoare a școlii gimnaziale de aici din Ziduri. N-avem decât să vă urăm toate cele bune și copiii să fie cetățeni de onoare viitorii. Eu vă mulțumesc și cu această ocazie, dacă toți sunteți prima dată la noi, o să ținem, cred că, legătura și o să vă invităm, ca să nu vedeți așa numai din vorbe, ci și din fapte, cum lucrăm noi aici la Ziduri. Și cu copiii și cu autoritățile. Dragi telespectatori, am ajuns în satul Lanurile, sat component al comunei Ziduri, iată, în fața unui stadion care strânge tinerii de aici din comună în diferite competiții. A cui a fost ideea, domnule primar, să realizați acest mic stadion și dacă mai există terenuri de sport, să le zicem așa, pe teritoriul comunei? De fapt, stadionul n-a fost realizat de mine. Stadionul există de mult timp. Da. Eu știu din înainte de Revoluție. În fiecare an din Consiliul Local am aprobat niște sume modice pentru activitatea sportivă. Vreau să vă spun că mai există încă 3 stadioane, unul nefolosit, altul pe care joacă 3 echipe, 2 echipe. Avem 3 echipe de fotbal în comuna Ziduri. Stadionul ăsta, așa, cu puterile noastre am reușit să-l întreținem. Vreau să vă spun că aici am mai alocat niște sume importante un om de suflet din satul Lanurile, un om deosebit, domnul inginer Cristea Constantin. Dânsul a mai îmbunătățit baza sportivă și să și ocupă de echipa care și poartă numele satului, Lanurile. Mm-hmm. Da, da. Competițiile se poartă între echipa de fotbal a comunei Ziduri și alte județe sau cum decurg și dacă aveți spectatori? Avem, după cum vă spuneam, avem 3 echipe, competiția se desfășoară în tot județul Buzău. Echipa din Lanurile activează în Liga 4-a, este o echipă fruntașă. În anii trecuți chiar a participat la barajele de promovare pentru Divizia C, chiar vorbim de acum 2 ani. Cealaltă echipă din Zoița, tot sat component, activează în Liga 5-a.
și vă spun că mă ocup personal de echipa din Zoița. Anul acesta o să promovăm în Liga 4 și mai avem o echipă în satul Cuculeasa care activează tot pe terenul din Zoița, Amicii Cuculeasa, o echipă înființată de niște băieți inimoși și care încearcă să adune copii la stadion și, bineînțeles, spectatori, fiindcă să știți că frumos, la meciuri da. Sunt spectatori. Sigur, eu apreciez că dumneavoastră, iată, aveți tăria să susțineți activitățile unor primari care nu mai sunt, dar credeți că s-a făcut tot ce trebuie în practică cu bugetele pe care le-au avut până în momentul când dumneavoastră ați venit? Cum apreciați? N-aș vrea să-i critic pe cei dinaintea mea. Păi nu e vorba de critică, domnul primar. Da, e vorba să ajungem la un adevăr, că știți, dacă tot acoperim una și alta, adică cauzele trebuie stabilite și să vedem ce e de făcut. Eu vă spun așa, că dacă toți ceilalți care au fost înaintea domnului primar Tezloveanu, înaintea mea, ar fi făcut, eu știu, în fiecare an, măcar cât am încercat noi să facem, probabil am fi fost mult mai departe la momentul ăsta. Mă refer că am fi avut mult mai puține drumuri de făcut sau și probabil acum le încheiam și ne reorientam spre alte proiecte. Fiindcă am fost nevoiți în momentul în care nu am putut să accesăm anumite fonduri, să ne orientăm la bugetul local. Și că până la urmă banii oamenilor să-i... Da, parcul acela care s-a făcut... În 2011 lucrările s-au terminat undeva în 2013. A fost un proiect exact așa cum au fost și în celelalte localități din țară. Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării. De 12-13 miliarde, foarte mult. Nu, mai puțin la noi a fost până în 11 miliarde, dar totuși părerea mea că au fost bani. Și acum arată bine, ni-l arătați? Da, chiar acum în parcul din satul Cuculeasa se lucrează la tuns iarba. Stimați telespectatori, iată, am ajuns și în parcul din satul Cuculeasa, de aici, din comuna Ziduri. Un parc pe ce suprafață se întinde? Pe aproximativ un hectar și 15 arii. Da. Se lucrează de zor, stimați telespectatori, în momentul acesta. Se taie iarba, se amenajează, pentru că, iată, oamenii ies din iarnă. Sunt plantați foarte mulți arbori și, iată, câțiva copii se și joacă aici, în părculeț. Domnule primar, cu cea mai mare deschidere venim spre dumneavoastră, pentru că noi am spus că aceste parcuri sunt foarte utile la în mediul rural. Să vă întrebăm, în acest parc, de cine beneficiază de el? În primul rând, de acest parc ar beneficia copiii din satul Cuculeasa și din satele din apropiere, Costieni și Zoița. Dar fac ei atâta drum? În general, vin cu părinții cu mașina, să e o distanță de 2 km și când parcul este în condiții bune și îngrijit, să joacă și să desfășoară o activitate recreativă. Da. Pentru că noi am hotărât să fie ultima deschindere aici în parc. Domnule primar, noi știm și oamenii sigur că vor fi foarte atenți când se va difuza emisiunea, să vadă dacă noi vorbim despre calamitățile care au fost aici în comuna Ziduri. Se cunoaște că, iată, pe locul unde ne aflăm acum, de fapt unde se află parcul, în 1999 au fost inundații grave, au murit oameni, iar în 2011-2010, iarna, au fost calamități din cauza zăpezii. Hai să vedem ce măsuri ați luat dumneavoastră să preîntâmpinați aceste situații, de la colectările de gunoi care au fost cauza inundațiilor și revărsărilor de ape, până la perdelele forestiere.
Referitor la inundațiile care au fost în 1999, după cum vedeți, cele 30 de case care erau pe amplasamentul parcului au fost strămutate undeva într-un punct mai înalt. Vedeți în spatele dumneavoastră că a fost construit un canal pentru scurgerea apei și dacă o să filmați în zona respectivă, n-au mai fost depozitate gunoaie, fiindcă gunoaiele ne făceau mari probleme și blocau căile de scurgere a apei. Referitor la perdelele forestiere, întâmpinăm mari probleme. Avem două drumuri comunale, drumul comunal 10 din Ziduri către Costien, Zoița, Cuculeasa și drumul comunal 6 dinspre Lanurile, spre Heliade, care iarna sunt foarte mult afectate cu zăpadă, cu troienire. Am încercat să înființăm niște perdele forestiere, dar după cum o știți, toate proprietățile particulare, terenurile oamenilor sunt perpendiculare pe drumuri și atunci am afectat un număr foarte mare de cetățeni care au titlurile de proprietate și n-am putut înființa perdele de protecție. O să încercăm în perioada următoare, în anumite puncte cheie pe care le cunoaștem, să punem plase de protecție ca să evităm troienirea drumurilor, fiindcă la noi în comună, în perioada de iarnă, dezăpezirea este o problemă. Utilaje nu v-ați aprovizionat, să zicem, cu utilaje, să cumpărați utilaje să aveți noastră sau o firmă sigură care să intervină? Vreau să vă spun că în fiecare an am avut contract de dezăpezire ferm, am acționat foarte bine, din câte am discutat cu cetățenii și în anii trecuți și anul trecut au fost foarte mulțumiți. Să știți că nici curentul electric n-a fost întrerupt mai mult de câteva ore, am intervenit prompt și începând de anul ăsta avem și un utilaj propriu, un buldoescavator pe care l-am achiziționat aproximativ în luna ianuarie, tot în urma unei licitații publice. Stimați telespectatori, eu am remarcat prezența unui cetățean aici în parcul din Cuculeasa, care se plimba și era foarte atent la muncitorii care lucrează aici în parc. Este o plimbare de agrement sau ați venit cu interes? Nu, am venit cu interes să urmăresc cum se lucrează, pentru că parcul trebuie îngrijit. Dar în ce calitate ați? În calitate de consilier local. A, v-am nimerit, așa. Ia spuneți, domnule consilier, sunt mulțumit de cum merg treburile prin comuna dumneavoastră? Se putea face mai mult? De ce nu s-a putut face mai mult? Până în prezent suntem mulțumiți. Eu sunt la al doilea mandat de consilier și ceea ce am rezolvat noi până acum, în condițiile care le-am avut și banii care i-am avut pentru puterea locală, zic eu că e bine, dar se poate și mai bine. În continuare mergem pe aceeași treaptă, să fie treaba bună, să ne ajutăm, suntem un colectiv de consilieri foarte buni, care tragem toți de aceeași... Dar cetățenii spun același lucru? Mai sunt și așa care spun că așa e omul și nu poate fi toți la fel. Mai sunt și... Spuneți-mi cum vă numiți. Bucur de Nicolae. Bine, domnule Bucur. Eu vă doresc să aveți realizări și mă bucur că v-am întâlnit aici, să vă spun de ce. Pentru că primarul singur nu poate să realizeze mare lucru. Așa este. Trebuie ajutat. E băiat tânăr, avem încredere în el și trebuie ajutat mult mai mult. Am susținut și susțin că nu este rău ca în localitățile rurale din România să se amenajeze parcuri, pentru că și copiii din mediul rural trebuie să se bucure de niște condiții umane, frumoase, de agrement. Și nu numai copiii, ci și adulții. Dar, stimați telespectatori, în condițiile în care, iată, o localitate nu are apă, nu are canalizare, nu are gaze, poate că curent electric, cum era atunci, curentul electric? Curent electric avem în toate localitățile. Era în regulă și până în 2014? Este în regulă, da. Era în regulă. Da. Da, uite, era în regulă. Așa? Cum să faci tu un parc? Deci nu-l negăm. E binevenit. Foarte bine. O să vedem cum arată. Dar cum să faci un parc? Bun. Aici nu este vina primarilor. Este vina unor politici inadecvate la nivel național. Pentru că se lasă totul pe autoritățile locale, se face o mare greșeală. De multe ori, stimați telespectatori, primarii
se exclud persoanele de față, nu totdeauna au capacitatea managerială, cum zicem noi acum mai nou, să realizeze anumite planuri de dezvoltare, dar ele trebuie să fie planuri de țară. Primarul să deschidă o carte și să pună degetul, eu asta, intru în proiectul ăsta, eu și alte localități din jurul meu. Până nu se va face așa ceva, degeaba chiar fostul președinte al statului român ne-a asigurat la un moment dat că România nu mai are nevoie de proiecte pentru că are proiecte Uniunea Europeană. Ori, vă spun cu certitudine, eu m-am informat, Uniunea Europeană așteaptă planurile și proiectele din statele membre. Prin urmare, este o înțelegere pe dos a lucrurilor. Aici specialiștii țării trebuie să intre urgent într-o dezbatere și să se realizeze aceste proiecte. Domnule primar Nedelcu, poate că dumneavoastră ați avut o mică teamă așa când noi v-am anunțat că venim să realizăm acest reportaj aici la dumneavoastră. Sigur că noi trebuie să scoatem în prim plan necazurile de aici. Emisiunea nu se erigează în organ de anchetă. Noi scoatem în prim plan lucrurile bune, mai ales. Sigur că vorbim și de lucrurile rele. Și atunci, aici intră în competența și în cunoștința dumneavoastră. Județul Buzău a fost măcinat de-a lungul timpului de scandaluri, de corupție. Mai nou este un scandal pe tapet cu președintele Consiliului Județean care, iată, colaborează strict cu primăriile, inclusiv cu dumneavoastră. Și nu numai, multe autorități locale și județene. Cum credeți dumneavoastră că a împiedicat dezvoltarea chiar a comunității dumneavoastră acest flagel al corupției, să vorbim pe larg și cu inima deschisă și cu fruntea sus, domnule primar? Sincer să vă spun, la nivel de Consiliu Județean, v-am spus, fiind mai nou în funcție, n-aș cunosc problema prea bine și n-aș vrea să discut de ceea ce s-a întâmplat la Consiliul Județean Buzău. E problema dânșilor. Dar eu vă întrebam punctual dacă a afectat lipsa de implicare. Că vedeți noastră, dacă eu am doar interese când merg la servici, fie că sunt primar, fie că sunt președinte, ce-o-i fi eu, deci dacă am numai interesul propriilor probleme personale de un câștig necinstit, asta vă întrebam. Da, cum apreciați dumneavoastră? Eu apreciez că de-a lungul timpului banii au fost deturnați și au fost folosiți în alte scopuri. De asta nici nu au ajuns la primării și unde ar fi trebuit să ajungă. Părerea mea este că prima dată ar fi trebuit să ia de jos de la primării, să ia opinia oamenilor și așa aici vă dau un exemplu, facem o paranteză. Știți dumneavoastră din emisiunile care le-ați făcut că anul acesta multe primării au pierdut din bugete. Vreau să vă spun că și Primăria Ziduri a pierdut din buget aproximativ 6 miliarde. 6 miliarde 600 de mii de lei nu e o sumă foarte mare, dar vreau să vă spun că eu la Ziduri cu 6 miliarde aș fi făcut multe lucruri bune. E, atunci, haideți să ajungem la sumele care se vehiculează pe la televiziuni, că au fost deturnate și folosite în alte scopuri. Numai o mică parte dacă ajungea în cadrul primăriilor, bineînțeles, sub control să-i putem gestiona cum trebuie, atunci eu cred că ne-am fi mișcat foarte repede. Vă dau un exemplu. Dacă eu știu să vehiculează că s-au deturnat sute de milioane de euro, proiectul care începe cu alimentarea cu apă costă undeva la 16 miliarde. Vă dați seama că 16 miliarde sunt nici un milion de euro. Nu sunt. Ar fi avut apă jumătate din Comuna Ziduri cu astfel de sumă. Însă vă dați seama că noi nu putem să gestionăm și să ducem la cap astfel de proiecte din bugetul primăriei. Eu știu, dintr-un an. Am putea să-l împărțim pe mai mulți ani. Dacă ar fi fost colaborare, probabil politicienii mai în vârstă, mai cu experiență, ar fi trebuit să fie interesat să discute în primul rând cu cei de jos, cu primarii. Noi le-am fi spus problemele localităților și atunci ei ar fi trebuit ca inițiativele lor să le ia în funcție de nevoile noastre și de părerea noastră. Dar aveți forul acela, Asociația Comunelor. În ce, da, măsură vă regăsiți problemele dezbătute acolo și
și rezolvate. În acordul ăsta, Asociația Comunelor ne-au ajutat cât de cât. În sfârșit, nu știu ce, cât ar putea și ei să facă reprezentanților. La fel, discuțiile sunt pentru cu fiecare, ne spunem problemele, depinde cât de mult le susțin în continuare, eu știu, la guvernanți. Ne-au ajutat cu anumite probleme interne Asociația Comunelor, în sensul că ne-au asigurat audit intern, ne-au asigurat, dar v-am spus, la momentul ăsta și legislația este foarte neclară. Vedeți dumneavoastră că părerea mea, și am spus-o întotdeauna de față cu toți și în cadrul primăriei, funcționarii publici pentru a duce o activitate ca lumea ar trebui să fie plătiți. Vreau să vă spun că și aici atrag atenția guvernanților noștri că nu este posibil ca funcționari publici cu care mai au un pic și ies la pensie să aibă salarii până în 1000 de lei. Sunt salarii de 800, de 900. La un moment dat este jenant pentru un funcționar public să... Și v-am spus, dacă banii ar fi fost gestionați mai bine, atunci... Și legi clare. Legea administrației publice, legea achizițiilor publice ar fi trebuit făcute clare, obiective și atunci nu s-ar fi mai ajuns. Fiindcă am ajuns la momentul ăsta să nu mai putem, să ne fie frică să facem anumite achiziții și anumite lucrări, fiindcă sunt neclare. Și vedeți că un organism vine și spune un lucru, un altul și atunci o să fim nevoiți să dăm cu subsemnatul, suntem arătați cu degetul și nu este corect. Fiindcă eu vă spun asta din tot sufletul, eu sunt localnic. Și după cum v-am spus și mai devreme, tatăl meu este localnic, mama mea, soția este din aceeași localitate, din comuna Ziduri, socrii. Și atunci mi-e jenă să apar cu anumite treburi de genul ăsta. Aș vrea să cunosc oamenii, știu problemele, fiindcă dacă nu le-aș fi știut, și aș vrea să fac mai mult pentru ei. Să știți că comuna noastră e o comună de oameni muncitori și harnici, puțin îmbătrânită în anumite localități. Domnule primar. Da. Da. Este corect ce afirmați dumneavoastră, însă mă gândeam în timp ce vorbeați dumneavoastră. Da. Toate aceste lucruri neregulă care se întâmplă, da, la momentul potrivit, pentru că iată acum DNA-ul a intrat puternic, da, a intrat puternic și ne place. Că domne, eu știu, se va curăța clasa politică și vor trăi mai bine copiilor noștri, că eu știu. Asta așa este speranța să noastră. Să zicem, da, prea târziu, dar niciodată nu-i prea târziu. Dar dumneavoastră, atunci când sesizați anumite incorectitudini, primarii dumneavoastră, care sunteți prin vot, aveți puterea dată de cetățean, ați luat vreo atitudine la nivelul, iată, acorului să semnalați? Am semnalat. Și să, mai mult, să aveți o manifestare clară împotriva acestor abuzuri, pentru că pornind de la împărțirea banilor pe criteriul politic, abuzul acesta persistă de ani de zile. Ce ați făcut dumneavoastră, primarii, mă refer, nu numai dumneavoastră? În primul rând, personal, am impresia că anul ăsta banii n-au mai fost împărțiți pe criterii politice și au fost o altă împărțire. Noi suntem vreo 17 comune din județul Buzău care am pierdut la bugetul local și am fost foarte nemulțumiți. Am înțeles că a fost un alt fel de algoritm de împărțire, s-a mers pe ideea ca fiecare comună să aibă un buget de subsistență de aproximativ 14 miliarde. Bineînțeles că o comună mică cu un buget de 1 miliard s-a trezit cu un buget de 14 ori mai mare și o comună care depășea, avea un buget mai mare, ca și localitatea Ziduri, ne-am trezit cu un buget mai mic. Concret, răspundeți la întrebare. Am făcut discuții și în cadrul asociației și au făcut presiuni și au zis că bugetele or să fie completate până la sfârșitul anului, după nevoile fiecăruia. Fiindcă vă dați seama, o comună mică își poate gestiona altfel, noi avem o comună mare, aproximativ mare, și îi gestionăm mai greu. În primul rând, de când sunt la primăria Ziduri, în niciun an nu s-a primit un buget mai mic. În cel mai rău caz a fost ca și în anul precedent. E prima dată când se primește un buget mai mic și vă dați seama că am compensat cumva de anul trecut printr-o rată mai bună de colectare. Am înțeles. La bugetul. Deci concret ați luat vreo atitudine? Da. În momentul când am avut discuții cu reprezentanții, am pus problemele noastre și ne-au promis că ni le Dar nu susțin. La modul, domne, așa nu se mai poate să luăm o atitudine. Dar trebuie să luăm o atitudine. Protest,
vă dați seama că trebuie să hotărâm toți cei din asociație care ar fi protestul și cum să procedăm. Eu la momentul ăsta sunt disponibil la orice discuție și orice legal, bineînțeles. Da. Nu vrem să facem ceva ilegal. Iată, stimați telespectatori, părerile primarilor, edililor din România contează foarte mult. Ceea ce este demn de remarcat este faptul că n-au fost luați în seamă, stimați telespectatori. Eu acum nu pot să fac o apreciere în ce măsură în momentul acesta sunt luați în seamă, sau mai bine zis, problemele localităților rurale sunt luate în seamă, pentru că nu este nici măcar acum, în ultimile luni bune, o comunicare de la administrația publică centrală. Deci lipsește, nu știm ce se întâmplă. Dar, iată, oamenii își spun părerea. Ce să faci dacă n-ai bani? Și, domnule primar, când ai bani dacă nu-i folosești corect, ce să faci? De acord. Așa. De multe ori, în funcția aceasta, pentru că nu ne ascundem, domnul primar, pentru că minciuna are picioare scurte. Sigur. Și să știți că mai devreme, mai târziu, lucrurile ies la iveală. Folosirea funcției în interesul propriu deja a devenit o regulă în România. Și eu mă mir acum, vă spun că sunteți, iată, aveți o experiență aici. Cum, Doamne, iartă-mă, nu le e rușine, domne, oamenilor ăstora? Dumneata, ai spus că ți-e rușine. Ești născut aici, crescut, ai socri, ai părinții. Îți roșește obrazul când ai trecut pe stradă să te arate așa. Dar eu știu, cum nu le e rușine, domne? De ce nu fac un pas înapoi, domne? Ăstora care au furat cu sacii, domne, au curățat țara, au lăsat oamenii în pielea goală, nu le e rușine. Unii au luat pământurile. Apropo, cum stați cu legea fondului funciar aplicată? Și dacă sunt situații, domnule primar, de oameni care li s-au luat terenurile aici? Vreau să vă spun că și am moștenit o lege a fondului funciar grea la nivelul Comunei Ziduri. Vreau să vă spun că din memorie mai avem de retrocedat aproximativ 417 hectare. Deci am avea dosare pentru 417 hectare, ori la nivelul Comunei Zidurii teren în fizic disponibil nu mai există. Nu mai este, aha. Nu mai există. Și atunci cei care și-au definit dosarele au mers spre despăgubiri. Rămânem la mâna guvernanților când vor primi oamenii despăgubirile. Știți foarte bine de ce terenul nu s-a mai ajuns. Domnul Nedelcu, cetățenii de aici. Da. Am înțeles că se ocupă cu agricultura, cu, da, eu știu, gospodării de subzistență. Da. Ce mai au ei? Cum informați de oportunitățile de dezvoltare la nivel individual? Aveți o foaie, un ziar. Da. Participați la emisiuni. Vorbiți cu ei, eu știu, în teren. Vin ei la ședințele de consiliu. Explicați-ne să vedem cum faceți transparența, pentru că este foarte important, și cum informați pe cetățeni. Și dacă ei sunt interesați. În general, cetățenii sunt interesați și de ceea ce vrem să facem la nivel de comună și ce ar vrea ei să facă la nivel de comună. Avem un post local care este prins prin rețeaua de cablu, nu îi dau nume, la care am participat la două emisiuni și la care am spus problemele care le avem, am spus ce am făcut, am spus ceea ce vrem să facem. Cetățenii, în urma celor două apariții, au venit și și-au dat cu părerea. Avem un grup foarte bun de consilieri locali cu care colaborez și sunt reprezentați, reprezintă toate satele. În general, când vrem să luăm decizii importante și să inițiem un proiect prin cei consilieri, discutăm cu cetățenii din sat, ne punem la de acord. În general, eu și viceprimarul, cu lucrările care le facem cu cei de la venitul minim garantat, fiindcă știți că este și o lege care, prin care trebuie să executăm anumite lucrări, mergem tot timpul pe teren, discutăm cu oamenii, bineînțeles că... Aveți exemple de tineri care au accesat vreun fond european pe teritoriul comunei? Sunt câțiva tineri care au accesat, dar în general din astea de instalare a tinerilor fermieri, pe sume mici.
sume mici până în 40.000 de euro, eu știu, grădini, utilaje agricole. Am spus, avem 6 ferme mari care și-au, în anii trecuți, și-au luat fonduri europene. Bineînțeles, anul ăsta încercăm, i-am atras și pe în gal, sper ca și galul nostru să fie funcțional și să încerce să-și facă și ei proiecte până grupul așa, de acțiune locală. Am înțeles. Domnule primar, deci dumneavoastră lucrați în domeniul administrativ cam de 8-9 ani? 8 ani. De 8 ani. Și înainte ați fost tehnician veterinar. Ca să vă spun așa un mic istoric, am lucrat în jur de 11 ani la Râmnicu Sărat la Poliția Veterinară, în cadrul Direcției Veterinare, după care m-am retras la dispensarul veterinar din Comuna Ziduri. Deci, efectiv, am lucrat în Comuna Ziduri o perioadă de încă 8 ani și din 2008 am fost ales în funcția de viceprimar și tot în localitatea Ziduri. Așa. Pentru că trebuie să fim transparenți, domnule primar, în 2008 averea dumneavoastră era aceeași cu din 2015 sau ați mai adăugat ceva? Vreau să vă spun... Și dacă vă considerați un om bogat? Vreau să vă spun un singur lucru și lumea din Comuna Ziduri mă cunoaște. Eu la momentul ăsta locuiesc cu părinții, împreună cu părinții mei. Avem o casă moștenită de la bunica. Am o mașină simplă, poate nu vă vine să credeți, o Dacia Solența, care o am și în declarația de avere. Eu, în timpul ăsta, acum vreo 7 ani, am cumpărat 50 de are, o jumătate de hectare de pământ și cam asta e averea mea. Vreau să vă spun că salariul de primar, nu am alte activități, nici eu, nici soția și nici copiii mei. M-am spus, am un băiat la facultate, o fată la școală, amândoi au urmat cursurile din școala de la Ziduri și suntem locali. Cum ați reușit să vă țineți departe de afaceri necurate, să zic așa, domnul primar? Eu v-am spus, familia mea e o familie modestă și eu am fost educat să muncesc și să fac cât mai bine treaba. La momentul ăsta v-am spus, mă consider un om normal și chiar asta este averea mea. Familia și... Conștientizați că sunteți reprezentantul ales al unor cetățeni pentru a le apăra interesele? Întotdeauna și le-am spus cetățenilor, chiar dacă vom lua câteodată, mai luăm și decizii greșite, întotdeauna sunt pus de cetățeni să le reprezint interesele și în momentul când nu o să mai pot să le reprezint interesele, atunci o să mă retrag. Cum ați definit dumneavoastră primăria ca și entitate? Adică ce titulatură îi dați? Aș vedea primăria ca o instituție în slujba cetățenilor. Okay. Iată, a pus punctul pe ei. Primarul nostru este un om pregătit, stimați telespectatori, un om care probabil respectă și legea. Îmi place să cred că respect legea. Așa. Primarii din România și nu numai din toată lumea trebuie să lucreze în lege, pentru lege și în limita legii pentru cetățeni. Astăzi, 30 aprilie 2015, am realizat un mic reportaj aici în Comuna Ziduri. Un reportaj cam tardiv în cadrul emisiunii noastre, dar niciodată nu este prea târziu. Ce putem remarca? Faptul că primarul actual, Nedelcu Nicolae, a avut o deschidere, cum vă rog să mă credeți, nu m-aș fi așteptat, spre realizarea acestui material, spre a veni în prim plan cu necazurile, cu problemele, cu realizările până la urmă de aici, din comună. Eu vă mulțumesc, domnule primar, vă doresc sănătate și la multe realizări și, de ce nu, iată, ultimul cuvânt vi-l acord dumneavoastră pentru a transmite un mesaj
celor care ne vor privi, mai ales cetățenilor dumneavoastră. Și noi vă mulțumim că ați filmat în comuna noastră. Vă rog să mai veniți, fiindcă o să ne găsiți și cu bune și cu rele și probabil din reportajele astea o să ajungem la să ne încurajați să facem lucruri și mai bune. Eu vreau să le transmit în primul rând cetățenilor Comunei Ziduri să aibă încredere în noi. Suntem o echipă tânără, după cum ați văzut și dumneavoastră, și viceprimarul este o persoană tânără. Avem o echipă tânără de consilieri. Suntem reprezentați în toate satele prin echipa de consilieri, prin noi. Toate problemele să ni le transmită. După cum v-am spus și mai devreme, suntem localnici, am crescut în mijlocul acestor oameni și de ori de câte ori să vină cu probleme, pentru că de asta am fost puși în fruntea oamenilor, să-i ajutăm, și o să mă străduiesc în câțiva ani, dacă ori mai avea încredere în mine, să fac o comună model din Comuna Ziduri. Eu vă doresc să realizați ceea ce v-ați propus. Doamnelor și domnilor, desigur vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Viața la Zi, emisiune care vine în fața dumneavoastră de-a lungul anilor, iată, cu informații la cal, cu informații adevărate despre localitățile din România. Stimați telespectatori, probabil că lucrurile în anul 2014 tind, și asta trebuie să remarcăm împreună, să meargă spre bine. Vom trage cu o linie roșie de desubtul acestui an 2015, pentru că se pare că administrațiile publice iau o cotitură ascendentă spre lucruri bune. Vă mulțumesc, urmăriți-ne și mâine duminică la ora 10, pe tot aici pe Nașul TV. La revedere!